A costat sume uriașe și încă nu e gata, dar până va fi gata, e adăpost de câini. Vorbim despre o grădiniță aflată la un pas de primăria Petroșani și care a costat sume importante, dar nu e gata. Până acum s-au alocat, conform licitației, aproximativ 15 miliarde de lei vechi, dar nu a fost finalizată, deși sumele încasate de constructor sunt și mai mari. Cu toate acestea, locul e o adevărată mizerie, chiar sub ochii autorităților locale care stau pasive și ignoră faptul că acolo sunt cel puțin 6 cuși de câini. Animalele sunt hrănite de cei din zonă și stau legate, iar locul a fost transformat în adăpost ilegal de câini. Asta deși încă din anul 2008 trebuia să adăpostească niște copii de grădiniță.